Bun găsit! Cum stați cu inima? Adresez această întrebare în luna iubirii și nu întâmplător. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, problemele de inimă reprezintă cea mai frecventă cauză a deceselor din lume. Stilul de viață modern, stresul, alimentația, lipsa de mișcare, poluarea sunt factori de risc care amenință sănătatea inimii. Despre ce avem noi de făcut pentru a avea o inimă sănătoasă, stau de vorbă cu profesor Dr. Victor Costache, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Bun găsit! Bun găsit și bună dimineața! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, domn doctor, cum stați cu inima? Sper că stau bine cu inima. Nu sunt cel mai bun exemplu, nu am mai făcut o ecografie cardiacă de 10 ani, dar era normală. Evident, fiind specialist în domeniu, mi-analizez bine simptomele și având în vedere că nu am dureri în piept, nu obosesc și mă simt bine, presupun că electrocardiograma și ecografia care am făcut-o cu mulți ani în urmă sunt încă normale dacă le-aș repeta chiar acum. Domn doctor, ce nu știm și ce nu facem bine? Ce nu știm despre cum funcționează inima? Inima este motorul principal al organismului, este o pompă care ne ține în viață și care s-ar îngriji foarte simplu dacă, vorbesc la modul general, dacă am avea mai multă grijă la unele aspecte simple ale vieții. Vedeți, dumneavoastră, 56% din români se pierd datorită bolilor cardiovasculare și suntem pe locul 1 în Europa datorită mortalității și morbidității în această patologie. Ceea ce nu prea ne sperie, pare-se. Da, nu știu dacă ne sperie sau nu. România s-a schimbat mult stilul de viață în ultimii ani. Am trecut, în primul rând, la o alimentație de tip junk food. Totul se mișcă foarte repede. Timpul a devenit insuficient pentru majoritatea dintre noi și atunci acest lucru se vede în domeniul bolilor cardiovasculare. Deci un prim factor de risc este alimentația, un al doilea factor de risc este sedentarismul. Sedentarismul, nu suntem aici să analizăm cauzele sedentarismului, dar are un impact negativ major asupra bolilor cardiovasculare. Ar trebui să facem zilnic mișcare ca să avem o inimă sănătoasă? Studiile inițiale vorbeau de o activitate fizică undeva 30 de minute de două ori pe săptămână, dar aparent este insuficient acest lucru și aveți foarte mare dreptate, ar trebui să facem zilnic mișcare, de la mersul pe jos, de la sala de sport alergat. Sunt foarte multe modalități de a face mișcare, de a face sport și sportul, cu siguranță, dacă ar redeveni un apanaj al poporului nostru, am avea mult mai mulți pacienți cu boli cardiovasculare. Fumatul? Fumatul, sigur, da, este un factor de risc major. Vedeți, de 10-15 ani de zile, campaniile împotriva fumatului sunt din ce în ce mai vizibile, mai eficiente, dar încă un număr important din populația noastră fumează. De asemenea, suntem îngrijorați de o recrudescență a fumatului la tineri. Fumatul afectează endoteliul vascular, afectează inima pe scurt și are un impact negativ asupra incidenței bolilor cardiovasculare, așa că cu cât îl oprim chiar azi, da? Vă vorbeați de luna dragostei, haideți să ne lăsăm de fumat. Să ne iubim inima și corpul. Și să ne preocupăm mai mult asupra celor dragi. În ultimul timp a apărut acest nou sistem de fumat, cele țigări electronice, și ele? Da, și ele și vaping-ul a fost demonstrat. Au impact negativ asupra sănătății, asupra bolilor cardiovasculare, asupra plămânilor. Încă fenomenul este nou, încă nu avem studii pe termen lung, dar deja ce avem pe termen scurt este absolut îngrijorător. Alcool.
alcoolul, domn doctor? Alcoolul, în cantitate moderată și mare, este și el un toxic, nu este nimic firesc și natural în alcool. În cantități mici sunt studii vechi de acum, din anii 70-80, așa numitul French Paradox, în care consumul în cantități mici înseamnă jumătate, maxim un pahar pe zi, are un efect protectiv asupra bolilor cardiovasculare, da? Dar tot ce înseamnă peste această cantitate are efectiv un efect deletar asupra bolilor cardiovasculare, asupra ficatului și a multor altor sisteme din corpul nostru. Rezultatele comportamentului nostru de zi cu zi nu se văd imediat, se văd în timp. Da. Și noi românii reacționăm foarte bine atunci când vine factura de plată. Cât costă să ne reparăm inima? În primul rând, bolile cardiovasculare suferă de un deficit de finanțare în țara noastră. În acest moment, românii nu au aceeași șansă ca ceilalți cetățeni din Uniunea Europeană în acest domeniu. Practic, finanțarea bolilor cardiovasculare nu s-a mai schimbat de 30 de ani în România și aici este o ruptură, s-a creat o ruptură între specialiștii în domeniu, care de ani de zile subliniază acest neajuns, și partea administrativă, birocratică, care se ocupă de organizarea sistemului medical, care nu sesizează acest semnal de alarmă. Da, vedeți dumneavoastră, vă implicați, faceți emisiuni în acest sens, colegii noastre din presă, noi medici semnalăm acest lucru, dar nu suntem susținuți în demersul nostru administrativ și acest lucru se vede în starea de sănătate a populației, în declinul demografic care se vede în țara noastră și în acești indicatori de sănătate publică îngrozitori. Medicina a progresat foarte mult, bolile cardiovasculare au progresat foarte mult. Specialitatea mea, chirurgia cardiovasculară, de care m-am îndrăgostit când eram student în anii 90, s-a schimbat radical. Am trecut de la operațiile clasice la niște operații extraordinare pentru pacienți, minim invazive, care sunt endoscopice sau transcateter, care salvează din ce în ce mai multe vieți, cu un sejur scăzut în spital, cu un impact estetic minim, cu o recuperare mult mai rapidă, dar vedeți dumneavoastră, aceste tehnici ultramoderne ajung greu la finanțare și de aceea vedem această situație îngrijorătoare, absolut îngrijorătoare în țara noastră. Așa este. Anul 2022 a fost un an foarte bun din punct de vedere medical, mai ales faptul că se poate și în țara noastră să avem operații la inimă minim invaziv. Putem spune că se poate înlocui chirurgia deschisă cu cea minim invazivă? Este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, anul 2022 a fost un an extraordinar în spitalul în care lucrez, în București. Am reușit să realizăm primurile blocuri operatorii endoscopice și hibride, în care s-au integrat tehnicile endoscopice și tehnicile transcateter. Acest lucru este net în avantajul pacientului. Practic, această revoluție tehnologică permite tranzitul de la operațiile standard la operațiile minim-invazive endoscopice. În momentul de față, cam 70-80% din patologia care o facem se poate face minim-invaziv. Practic, se evită operația tradițională, deschiderea sternului, sternotomia mediană. Și mi-aduc aminte de ce spune unul din mentorii mei, profesorul Jude Sauer. Practic, vedeți dumneavoastră, aceste tehnici moderne, această chirurgie minim-invazivă a luat presiunea de pe pacient și a pus-o pe echipele medicale. Așa este. Practic, nu poți să faci chirurgie minim-invazivă, nu poți să începi chirurgie minim-invazivă dacă ești un începător în acest domeniu. Trebuie să ai câteva mii de operații clasice pentru a înțelege felul în care se realizează această intervenție minim-invazivă și a le realiza cu succes. Vedeți, dumneavoastră, operațiile, vorbim de operațiile endoscopice. Operațiile endoscopice sunt o mini
miniaturizare a operației clasice. Practic face aceeași operație clasică sub circulație extracorporeală prin oprirea inimii, dar o faci printr-o incizie foarte mică și prin vizualizare cu sisteme endoscopice sau video. Deci, practic, tehnica ta chirurgicală trebuie să fie perfectă, trebuie să ai o experiență mare în spate pentru a trece dintr-o vizualizare directă printr-o incizie mare în acest sistem minim-invaziv. Da? Și cât timp stă inima oprită, domnul doctor? Inima stă oprită în condiții de siguranță undeva până la maxim 2 ore. Da? Wow. Excepțional, intervenții foarte complexe, reintervenții, putem opri inima mai mult, luând măsuri în plus de protecție a mușchiului cardiac. În general, în medie, la intervențiile care le realizăm, timpul mediu de oprire a inimii este undeva în jur de 50-60 de minute. Da? La intervențiile mai complexe ajungem până la 2 ore sau rare ori un pic mai mult, dar încercăm să nu depășim această barieră. Că tot ați menționat de mii de operații, îmi permis să vă întreb dumneavoastră, câte mii? Deci am mult peste 3000 de astfel de operații cardiovasculare, wow, ca și prim operator, iar dacă ar fi să luăm în cont și operațiile care le-am realizat ca a doilea chirurg în timpul trainingului meu, probabil trecem de 5000 cu siguranță. 5000. Domn doctor, foarte mulți copii au nevoie de astfel de operații. De ce ajungem în punctul acesta? Pentru că revenim la prima parte a discuției noastre despre ce se întâmplă în țara noastră în domeniul bolilor cardiovasculare. Practic, această inconștiență administrativă a dus la o dramă care se derulează în direct în domeniul bolilor cardiovasculare la copii. În fiecare an, aproximativ 1000 de copii români mor datorită lipsii unei operații sau unei intervenții cardiovasculare curative. Vedeți dumneavoastră, un copilaș de 2 ani, de 1 an, cu o boală cardiovasculară congenitală, atunci când este bine operat, va avea aceeași speranță de viață ca un copil de aceeași vârstă perfect sănătos. Practic, în momentul de față, în România sunt maxim 2 sau 3 centre care realizează curent în fiecare zi operații cardiovasculare la copii. În alte centre se realizează episodic. Anul 2022 este un an important, deoarece am reușit în spitalul nostru să redemarăm programul de chirurgie cardiovasculară pediatrică. Targetul este ca în 2023 să avem peste undeva în jur de 80-100 de astfel de operații și, în afară de operații, noi tratăm, din punct de vedere medical, sute de astfel de copii care îi vedem în consultații. Vedeți dumneavoastră, noi avem o resursă umană puțin utilizată în România, acești medici și asistente medicale români care lucrează în spitalele mari din străinătate, din Franța, din Germania, din Statele Unite, din Marea Britanie, și avem privilegiu ca acești oameni extraordinari să fie implicați, să vrea să salveze copiii din România, și atunci împreună cu echipa noastră avem specialiști deosebiți și salut echipa profesorului Șerban Stoica, unul din liderii chirurgiei cardiovasculare britanice, care este profesor în Bristol în momentul de față, care de 10 ani de zile face o misiune umanitare în România. Felicitări! Da, și la fel echipă coordonată de domnul Pavel Haighi din Stuttgart și Hanovra, care se implică de mult timp în salvarea copiilor români. Sunteți doctorii inimilor noastre. Aș vrea să vă întreb, la ce vârstă ar trebui să mergem la control? Dacă nu avem palpitații, nu avem înțepături, nu simțim nimic, când ar trebui să mergem să facem un control? În primul rând, suntem în această situație, mă refer la situația copiilor, deoarece nu se face o ecografie tuturor copiilor români în primele luni de viață. La cel mai mic dubiu, această ecografie cardiacă trebuie realizată la naștere, iar dacă nu în primele luni de viață, orice copil trebuie să facă o ecografie cardiacă pentru a depista. Vorbim foarte mult de screening, dar facem foarte puțin. Deci, pentru a depista aceste malformații, cu cât sunt depistate mai rapid, impactul asupra inimii micuțului pacient va fi
fi mult mai mic. Aviz părinților. Aviz părinților. Sigur că da, operațiile la copii mici și la copii foarte mici sunt apanajul unui grup restrâns de specialiști, de echipe care sunt în stare să realizeze astfel de intervenții. Dar ele se fac la noi și atunci este foarte important să diagnosticheze acești micuți cu probleme. Mm-hmm. Stresul, oboseala, lipsa somnului la adulți. Și asta duce la... Oboseala și... Aveți perfectă dreptate, oboseala, dar le departajăm, da? Uh-huh. Oboseala și lipsa somnului sunt un factor de risc major. Sunt ceva care ne otrăvește corpul în fiecare zi, atunci când nu reușim ca adulți să avem minim 7-8 ore de somn. Vedeți când... mergem într-un stagiu, într-o deplasare în Germania și Franța, vedeți undeva acolo, după ora 9, jumate, 10 seara, nu mai vezi nimic. Așa este, liniște, așa da? Este. E foarte important să avem aceste prime ore de somn de la ora 10. Se spune că este și așa, este somnul cel mai odihnitor. Deci oboseala, factor major. Acum, ajungând la stres, e greu să cuantificăm stresul și să spunem că în 2023 suntem mai stresați ca acum 1000 de ani, da? Sau ca acum 2000 de ani. Sigur, stresul este un factor de risc, dar este un factor de risc care întotdeauna a fost în dezvoltarea civilizațiilor noastre. Conform statisticilor, la fiecare 30 de minute un român moare de infarct. Dacă avem o durere ascuțită în piept, dacă vedem că nu ne lasă, cam la cât timp ar trebui să chemăm ambulanța sau să ne deplasăm la spital? Vedeți, aici sunt două scenarii. Sunt cei care nu au diabet, marea majoritate, și atunci este acea durere în piept cu caracter constrictiv, ca o gheară, ca o apăsare care în piept, și atunci este un semnal de alarmă. Dar nu întotdeauna infarctul este însoțit de această durere tipică despre care citim în cărți, despre care vorbim pacienților noștri. De multe ori apar dureri de natură epigastrică la nivelul stomacului, toată lumea se gândește întâi la ulcer, ia un malox, da? Uh-huh. Și deci, practic, orice durere de acest gen nou apărut, asociată sau nu cu o stare de oboseală, trebuie să ducă la un consult la medicul de familie sau o prezentare la urgență atunci când acesta nu este disponibil. Vorbeam de pacienții diabetici. Din păcate, pacienții diabetici nu simt de cel mai multe ori durerea din infarct, deoarece au o neuropatie diabetică și efectiv au o sensibilitate mai scăzută, și atunci e foarte important ca pacienții diabetici să fie în legătură cu medicul lor de familie, cu cardiologul curant, pentru a depista atingerea cardiovasculară inerentă de cele mai multe ori diabetului. Da. Care sunt, să menționăm, care sunt factorii de risc pentru inimă și sistemul cardiovascular? Da, factorii de risc, după cum am vorbit, sunt fumatul, da, stresul, oboseala, diabetul, da, alcoolul, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, da, sunt și istoricul familial. Și istoricul familial. Sigur că, deci, atunci când suntem într-o familie în care părinții, frații mai mari au avut probleme sau au avut intervenții cardiovasculare majore, este important să facem screening, să facem simpla ecografie cardiacă de un specialist, de un cardiolog bun, poate preveni foarte multe probleme. Vedeți, mulți pacienți care văd îmi spun: am făcut acum un an o electrocardiogramă și era perfect. Electrocardiograma nu pune toate diagnosticile. Este foarte important să mergem în detaliu, să facem o ecografie, să facem un computer tomograf cardiac atunci când este cerut de cardiologul curent sau de chirurgul cardiovascular. Foarte mulți tineri consumă fast food și junk food. Cartofii prăjiți sunt delicioși. Dar nu pot, avându-vă aici pe scaun, să nu vă rog să transmiteți un mesaj. Dumneavoastră aveți un adolescent în familie. Cum îl convingeți să nu mănânce astfel de preparate? Din fericire, băiatul meu cel mare, care are 14 ani și jumătate și este un mare sportiv, m-a înțeles, încă din copilărie am comunicat cu el, este un băiat foarte ascultător și disciplinat, și nu, chiar nu este atras de alimentația
alimente tip fast food, nu îl văd să meargă la restaurantele celebre în acest gen. Alimentația de tip fast food este rezultatul și este rezultatul, este cea care a determinat această epidemie a obezității cu care ne luptăm și în special a obezității juvenile cu care ne luptăm în țările civilizate, în lumea occidentală. Vedeți, această epidemie a obezității a lovit inclusiv și în Japonia și în China, în momentul de față, în orașele mari sunt mari probleme. În specialitatea noastră vorbim de o schimbare a profilului epidemiologic a pacientului. Dacă, când am început această specialitate și chiar până în anul 2000, începutul anilor 2010, pacientul tipic care venea în chirurgie cardiovasculară era fumătorul bronșitic, da, slab, înalt, foarte mult. Da? Acum, din păcate, 70% din cei pacientul nostru este obezul diabetic. Da? Și operațiile sunt mult mai grele, mult mai complexe, urmările postoperatorii sunt mai grele. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru prezența în studio.